rezultatele la învățătură vor fi prezentate de doamna învățătoare Bojan Măriora, care a condus în acest an școlar clasa 3A. I-ați văzut pe elevii clasei a 3-a, A și B, pe scenă, dar în afară de concursul de interpretare vocală, ne-au reprezentat școala și la concursul de educație civică. Le rog pe doamnele învățătoare să prezinte rezultatele. Dar să mai amintim că elevii clasei a 3-a au participat și la concursul de matematică Kanguru, au participat la întreceri sportive. Aveți cuvântul, doamnă. La începutul anului școlar, 2008-2009, am fost înscriși în clasa a 3-a cu număr de 16 elevi. Au promovat 15, unde este repetent Modi Sebastian. După 3 ani de zile n-am reușit să învăț toate literele, fiindcă are foarte multe absențe. Dintre cei 15 promovați, s-au remarcat anul acesta pentru rezultate foarte bune la învățătură doar 4 elevi. Acești elevi au încheiat cu calificative de foarte bine la toate disciplinele. A fost mai greu, sigur, e clasa 3-a, a cunoștințe mai multe. Unii au mai scăzut la învățătură, deci numărul celor care l-am avut anul trecut cu rezultatele foarte bune s-au înjumătățit anul acesta. Diplomă pentru calificative de foarte bine la toate disciplinele se acordă elevei Văcar Daiana Victoria. Următoarea elevă care a încheiat cu calificative de foarte bine la toate disciplinele, Mona Alexandra. Următorul elev care a încheiat cu foarte bine la toate disciplinele este mult Ovidiu Vlăduț. Își felicit pe Vlăduț, care deși este un elev în avetis de la Pasta Mare și care se scoală dimineața la 6 și ajunge la ora 2 acasă, s-a menținut și anul acesta la învățătură cu calificative de foarte bine. Coordonat, disciplinat, cu un scris deosebit. Foarte, foarte cuminte. Foarte mulăduț. Hai să trecem. Ușina o suflet. Următorul elev care a încheiat cu calificative de foarte bine la toate disciplinele este Cova Tronoru Narcis. Cu un singur calificativ de bine și restul de foarte bine se remarcă eleva Baciu Dana Diana. Tot eleva navetistă de la Uriești, care se menține și anul acesta. Felicitări, da? Cu două calificative de bine și restul de foarte bine, se evidențiază elevul Sevezan Alexandru Adrian, Thank you.
următorul elev, grupul Silar de Eugen, tot așa, doar două calificative de bine, restul de foarte bine. Următorul elev, Iuda Raul Cristian, tot cu două calificative de bine și restul de foarte bine. Calificative de bine și foarte bine, a încheiat și eleva bandii Carmen Alexandra, tot o fetiță navetistă, cărnicuță. În ciuda faptului că fac naveta, copiii aceștia n-au lipsit de la școală niciodată. Și bucur Andrei Cătălin. Părinților care s-au ocupat de ei și care au înțeles menirea școlii în continuare. Se doresc vacanță plăcută și să ne întâlnim la toamnă sănătoși cu forțe noi de muncă. Mulțumesc!